Deci suntem la AGF. Cum asta? Clasa 8-a. A 8-a. Așa, să facem o practică numele reale, nu? Ce am făcut? Am făcut tot. La ce pagina de suntem? Asta nu e clar. Nu știu. Nu se pune în rând. Asta e luat de tot? Da, da. Să facem un test. Da, sigur. Testul numărul 3 la pagina 30. Test numărul 3. Da, la pagina 30. 30. Se consideră numărul. Am rugămintea să prindem manualul ăsta, să prindem asta, de cine este, pentru că m-am tot întrebat, din ce lucrăm? De Marius Perianu, Clubul Matematicienilor, Marius, paralela 4 și Marius Perianu. Atât? Dumitru Săvulescu și Mircea Fian. Deci facem și publicitate de rugătare. Noi, oricum, suntem corecți. Când ați acolo, noi puteți să donați acolo. Asta e, cei care... Da, donați acolo, care știți cum a fost. Puneți, pentru că acolo pare că se ieși contul, nu? Da, pentru publicitate. Să o facă. Da. De ce? Ce consideră numărul? Amic egal cu radical din 31. Fie. Amic. Egal cu radical din 31. La amic acum, punctul amic. Determinați numărul natural N. Determinați. Numărul natural N. Cu proprietatea că N, da, da, așa, da, N mai mic decât A, mai mic decât N plus 1. Mai mic decât N plus 1. Adică să împline pe A între două numere naturale, da, consecutive. Exact. Asta am văzut. La A mic, la B mic, vreau să-l dau tot? Da, 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 da. Deci că... Ai, acolo, A, B. Determinați primele, da, nu știu, da. Determinați primele 20 mare ale numărului amic. Determinați. Primele 20 mare. Primele 20 mare ale numărului amic. Ale lui A. Amic. Ale. Ale lui A. Bun. Și la ce mic? A, ce de? Și el. Deci, la ce? Scrieți cel mai mic număr întreg din mulțimea A egal cu cel mai mic număr întreg. Mic număr întreg. Aparținând lui Z. Așa. Din mulțimea A mare egal cu tot cei din el. Din A mare egal cu tot cei din el. Din el. Cu proprietatea. Modul din X mai mic egal ca decât A, da? Da, da. De mic. Arătați că minus 2A are că minus 2A este mai mic decât minus 11. Mai mic decât minus 11. Minus 11. Așa. Și la E determinați numerele raționale X pentru care modul din 4 raționale raționale Q, din Q, din Q, din Q, pentru care? X scrie, da. Numele raționale din Q, pe X, numele X, ce aparțin lui Q, pentru care? Modul din 4X minus 1. Modul, adică ar trebui să găsesc mulțimea. Exact. Deci determinați mulțimea B-ul, da? Da. B. Egal cu toți acești X din Q. Cu proprietatea. Cu proprietatea. Modul din 4X minus 1. Este egal cu A pătrat. Egal cu? A pătrat. A pătrat. De mai sus. Bun. Înainte de... să înțeleg. De... Nu puteți să înțelegem problema. Corect. Mi se dă un număr A egal cu radical din 31. Ce fel de număr este asta? Irațional. Este? Irațional. Irațional. Adică? Este rațional. Da. Rațional ce înseamnă? Fiindcă e deschis gura așa, este rațional, trebuie să nu este. Nu, rațional, ce înseamnă? Ce înseamnă rațional, că tu ai zis că și ăsta este un număr rațional. Ce înțelegi tu prin număr rațional? Trebuie să punctăm bine lucrurile. 3, așa, toate fracțiile. Deci, Q, hai să cântăm minună. Q este format de toate fracțiile din forma putentă.
cu proprietatea, că mușchii sunt niște numere din zi. Da, mușchii numere sunt din zi. Păi, între mulțimea numelor fracționale sau raționale, este aceeași lucru. Da? Bine. Păi este un moment în care clarificăm clar. Deci când zici mulțimea numelor raționale sau fracționale, este aceeași poveste. Mm-hmm. Așadar, mulțimea numelor raționale inclus sau fracționale este aceeași. Da. Și treabă. Cu precizarea de toate fracțiile din forma numele, cu precizarea că mușii nu sunt numele întregi, și că nu-i Dumnezeu, esențial. Esențial, ori de câte ori vedeți o fracție, că v-ați vrea cu viitorul escriterii de zeamă. Insist. Deci fie A, radical din 31, un număr irațional este ăsta. Deci oricât e, după virgulă, nu se un vinde. Un astfel de număr, nici până la sfârșitul lumii, dacă cel că se extragem, nu se termină niciodată. Și nu e periodic. Nu-i... Asta e, că nu e periodic. Deci cifrele sunt alandala. Și nu există ordine. Așa că... am înțeles că îți dă un număr irațional. Putem să găsim câteva cifre din el, la el, extragem radicalul. La primul punct se cere să-l încadrăm între două numere întregi. Chiar două numere naturale consecutive. Adică radical din 3 ar fi 2,5 și 3,5 și 2,7 și 3,7. Să anume între 2 și 3, nu? Da. Pentru asta, cred că deși întâi să încercăm să extragem radicale 31, că tot ni se cere să vedem câte zecimale, primele două. Numai primele două, le-și spate, domnule. Atât facem. Ia să vedem. Radicale, algoritm. Algoritmul de extracție radicală. Nu, domnul profesor, din urmă mea trebuie să recunosc eu că nu mai știi să extrag. Nici eu. Mi-am dat acasă, dar trebuie să extrag. Deci nu mai știi să extrag radicală. Păi da. Să fac algoritmul. Și mă întreba și am zis că îi spun. Când am fost să explic eu acasă. Și a zis, nu las să-mi explică domnul profesor. Așa. De fapt, ai făcut un lucru extraordinar de important. Ai părut-o în direct, da. Ca un caz să-i tragă da. Radicalul da. Dintr-o intenționată. Da. Ca în momentul de față, Miruna, să ți-o iei într-un fel, cu observația asta. Știi și ce e din America, și de Los Angeles, care l-a sunat azi, din California, care l-a sunat, știu toți. Da, văzut că din Chicago. Din Chicago l-a sunat azi, da. 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 Este înregistrat, văd de la și vine un copil din clasa 8-a, da. Vine să facă două luni intensiv cu domn profesor pentru olimpiadă de matematică, așa e de interesant. Vine din America. Da, este spectaculos, da. Se poate. Asta, David făcea. Din America să facă România matematică. Da, da, da. Din America ăsta vine. Să facă cu domnul profesor matematică. Pentru că mama spune așa, româncă fiind ea, din tot ce am observat de pe internet, este înregistrat asta, sunteți singurul om care vrea să face ceva cu sufletul. Face ceva cu toată dăruirea. Copilul înțelege. Și uite că vrea să vină. E clasa 8-a. Da. Și vine în mai, la iunie și iulie. Așa. Și acum, să ne amintim. Ce înseamnă extrage radical dintr-un număr? Deci uite așa, Adi. Cosmin, tu știi? Tot așa ca el. Bun, am înțeles. Nu mai spune de acum, să ieși. Da, nu. Uite. Deci ce înseamnă să extragi radical dintr-un număr? Înseamnă să găsești un altul pe care te-a gândit la pătrat. Să dea numărul de acolo. Da. Ia să vedem. Deci, cine să fie aici? Că tu mai știi? 5, da? Da. Eu m-am gândit. Cine să fie aici? Încât acel număr la pătrat. X, așa să zic. X ăsta la a doua să facă exact 31. Aproape. Aici am 25. Uneori ai baftă că se întrebă să fie așa, un radical din 25. Este egal cu 5. Pentru că, în paranteză, 5 la 4, egal cu 25.
radical din 36, din 6, face 6, pentru că 6 la pătrat egal cu 36. Iată cum 31 este cuprins între 25 și 36, înseamnă că radicalul este tras de peste tot. Deci rezultă că radical din 25 va fi mai mic decât radical din 31, care mai mic decât radical din 36. Și am pus două numere, dar nu sunt vream din el. Păi tu, mai radical din 5 este 5, mai mic decât radical din 31, mai mic decât 6. Așa de la cumva. Și totul se extrage. Și totuși o să extrage. Că ni se cere... La punctul B. Înseamnă că l-așteptăm să fie într-un număr între 5 și 6. 5, ceva o să fie, da? 5, multe zecimale, dar mai mult la 20 luăm. De aceea, dacă e 5 și ceva, cu 5 trebuie să începem. 5 ori 5, trebuie să ridicăm la pătă. 25. Multe spune. 5 sau 5. E 25. Bun. 25 ori spune numărul respectiv. Frate, mi-mi scădem. 60. Și facem 5 din 1. Nu se poate. Nu se poate. Vine unde ești, Mario? Nu se poate. Nu se poate. 6. Și punem un 0. E? Nu punem un 0. Nu, 0. E ca la... Se pun câte două cifre. A, punem 2 0. 2 0. Punem câte două cifre pentru că noi începem la pătrat să facă. Când facem o împărțire, punem câte o cifră. Că nu vrem la pătrat, dar nu. Ne trebuie la pătrat. Ați înțeles? Deci motivul pentru care punem, dar nu mai am cifre. Punem virgulă două nemici. Neavând cifre. Eu subînțeleg că aici este virgula și când am 0, 0. 0 câte vreau eu de aici încolo. Acum, coborâm două. 0. Ia, și dublăm rezultatul de până acum. Dublăm, da? 5 ori 2. 10 ori 2, dublăm. 10. Oricât, 10. 10, atenție. Și acum, pun aici o cifră și mulțesc cu cifra asta. Să mă apropii de 600. Să mă apropii de 600. Dacă pun 6, nu? 5. 5. Dacă pun pe 6, 6 ori 6, 3, 6, 6 ori 6, de 6. 5. Punem 5. Și am creat numărul 105. În clipa asta s-a creat numărul 105. Înmulțit cu 5. Și egal. Egal. 5 ori 5, 25. 5 ori 1, 5. 525. Iar 525, da? 525, care e mai mic decât 600, îl punem, și facem scăderea, da? 5 din 10, 25. 2 din 2 din 9, 7, nimic. Și fiindcă am mers, punem virgula aici, că am ajuns la virgula, trebuia să o pun imediat. Și pun acum cifra care am mers. 5. Și apoi după, iar coborăm două zerouri. Punem două zerouri, câte două punem, da. Dublăm iar. Dublăm rezultatul de aici, fără să ținem cont de virgulă. 5 ori 2. 5 ori 2. 5 ori 2. 5 ori 2. 5 ori 2 acolo, fără să ținem cont de virgulă, zic domnul profesor. 5 ori 2, ia, pică. 110. 110. Și acum, ori. Pun aici o cifră. Înmulțit exact cu cifra care am zis. 6. 6, s-ar putea să... Da, 6. Încât să mă duc... Eu merg și atent urmăresc ca 1 în 7 ar fi. 7 e prea mult, domnule. E prea mult, cred. E prea mult, 7. 6. 6. S-a făcut 1106, ori aceeași cifră. 6. Și pune acolo 6 și aia. 6 ori 6, 36. Și 6. 6 ori 1, 6. 6 ori 1, 6. Și face 6.000. 636. 6 din 10, 4. 3 din 9, 6.
6 din 14. Și nimic. Și nimic. E bun, a mers. A mers, foarte fericit. Și îl pun aici, da? De 6. De 6. Și acum, da, vreau să continui. Mai spun de 0 ori. Încă 2 0 ori. Că acolo sunt 8 metri. Ori 2. Dublăm cifra de sus. Deci dublăm acesta de aici sau adună pe 6 aici. Da. Ori dublăm pe 556. Ori adunăm 6 la numărul de aici. Și tot aceeași chestie. Tot deci atunci adunăm pe 6 din mai ușor. Mai ușor, da. 1112. Face 1100. 12. 1112. Da, nici nu dau două, dar mai facem una ca să vă obișnuiți voi cum știați extra de algoritm. Faceți algoritmul ăla. Exercițiu pentru exact. Algoritm. Da. Și acum iarăși ne dăm. 12. Ce cifră se pune aici? Ca să ajungă la 8. Ca să după acea cifră. Să mă zic că cât se poate de aproape, deci atât de aproape încât să să nu depășesc mai de 6. Ca 1. 8 e prea mult. 7. 7, da? 7 ori 7. 7 ori 7, 49, 4, 7 ori 2, 14, 18. 14 și 1, da. 18 e bine, 7 ori 7 și 1, 8. 7 ori 1, 7, 7 ori 1, 7. E bun. 77 de mii. 889. Nu mai poate să vedea că profesorii bună, oricum. Da. Deci, iată că l-am găsit cu o precizie de 30. Da. Cu o precizie de 30 mare. 30 mare. Ne-a avut doar două la punctul B. Păi dacă dăm și că un plus nu e de rău, avem precizia mai mică. Scrieți ce merge? Deci, deci în primele 20 radical din 31 egal la aproximativ. Aproximativ. 5,5 dar acum voi știți să extrageți, să faceți algoritm. Da. Stai o secundă. Ca să mă copii, nu mă duc mai departe. Nu mă duc. Și iau un alt număr pe care să lucrăm pentru a afla cu anumită precizie de 20 mari, să zic. Să extrage o rădăcină. Ai adus. Dar de ce ai adus? Hai tu. Au luat. Bine, ai înțeles. Vreau să fac ceva mai greu. Nu, prima dată vedem exact cum lucrează. Deci, să zicem așa, vreau radical din 347,291. Ce sunt copilul? Cum procedăm? Când a fost mai devreme, doar din 31, ne-am apucat de treabă. Da, da. Dar acum este un număr decimal, e așa. De aceea împărțim în grupe de câte două cifre, de la virgulă spre dreapta, și tot așa în grupe de câte două, de la virgulă la și virgulă stânga. Deci la virgulă în partea stângă, pentru partea întreagă, lasă-o că doar nu vrea să facem intenționat. În partea stângă, și în partea dreaptă. De ce? Pentru că există riscul ca în cazul, exact ca și în situația noastră, ca prima grupă să fie formată dintr-o singură cifră. Noi facem tot timpul cercuri, câte două. Și acum prima e... Și dacă eu nu fac treaba asta de la bun început, există riscul să n-am grupa de, pentru partea întreagă următoarea din două. Deci dacă ar fi fost 4, aveam 2 și 2. Și atunci am întrebat cât ori cât face prima grupă și așa cum ar fi într-o singură grupă, dintr-o singură grupă. Cât ori cât face 3? Cât ori cât fac 3. Deci ați înțeles? Cât nu ori cât ori cât fac 3 și 4 și 7. 3 nu contează. Cât ori cât fac 3. Deci ne întrebăm cât ați înțeles? Fac 3. 1. 1. Și zicem, 1 ori 1. 1. Bun.
Unde am dat? Stădeam. Coborăm grupa 47. 47. Îl dublăm pe 1. Deci dublăm pe 1. Adică luăm de 1. O să punem 2. Ori 1. Pune o cifră. Nu ori 1. 2. Pune o cifră aici. Ce mult să duce? Tu vrei 2, da? Vrei 2. Lăsă, lăsă, lăsă. Nu te trebuie la doamnă. Știi de ce? Eu vreau să... Am înțeles, am doi. Mă duc la nivel la care vedem, să vedem de ce face asta. 2 ori 2. Cât face 2 ori? 22 ori 2. 44. Unde ajung? 240. Nu-i bună cifră. Altă cifră. 29? 9 ori 9. Ori 9, 18. Deci, Miruna, zice 9 ori 9. 81, 1 și 8. 9 ori 2, 18 și 8. 8. Am depășit prea mai. 8. Am depășit. 28. 8. 8. 8. Da? 6. 8 ori 8. 64, 4 și 6. 9 ori 2, mai aminte. 9 ori 9, tot 18. Deci 8 aici. 8. 8 plus 8. 8 și 6. Deci 8 ori 8. 64 ani. Păi, și ce înseamnă? 16. Nu zici 16, da. Lasă să o registrăm. Deci 8 ori 8, 64, 4, 6. Așa. 8 ori 2, 16 și cu 6. Cât face? 22. 22. 2, 2. Se află mai mic, mai mic. 2, 2. Scădem 3, 3, 2, 2, nimic. Coborăm următoarea lui. 6, 8, fiindcă a mers el pur. Pur virgula că am ajuns la virgula. Spuneam 2, 3, 2, 18 dublăm. 18 dublăm și face 36. Sau la 28, la punem 8 de aici. Tot 36. 36. Și acum, ce cifră se pune aici? Dar n-a coborât. Da, deci să punem 2, 3, 2, 9. 29. Da. Da. 29. Și acum? 3, 6, 4. 4. 4, 3, 12, 23. Da, merge mai mult. 7. 7, 3, 21. Cred că... Hai, merg pe 7 al tău. 7, 7, să știi că... După ce îți dai seama că l-ai depășit, e un pic mai puțin, nu? 7 ori 7, 49, 94. 7 ori 6, 42, 4, 46. 7 ori 3, 21. Și cu 4, 25. 7 ori 7 era mai bun. Deci 6 este corect. 6 ori 6. Și acum facem din nou. Ia, copii, 7 ori 6, 36. Da. Ia deci, 6. Ori 6. Ori 6. 6 cu 6, 36, 36, 3. 3, 6, 39. 3. 3, 8, 8 12, 2, 1, 9, 6. 2. Vedem. Deci 3. 3. 1. 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 Deci, o să coborâm grupa următoare. Pe 10. 1 și un 0. Dublăm aici, sau zicem, 3, 7, 2. Am adunat un 6. 3, 7, 2. Oare cât să pun? Ce să pun eu? Că te mulțim prin cifra asta, să îmi dea un număr foarte aproape, fără să le depășească. 4, 4, 3. Ca... 4, 3. 3, 13 din 4 ori zici tu, nu, dar depășești. Din 7 ăsta care alea... Sigur depășești. 3. 3. 3 mă pune. 3. 3. 3. 3 ori 3. 9. 3 ori 2, 6. 3 ori 7, 21. 3 ori 3, 9. 9 ori 11. 11. 161. 6, 9. 3 a mers, a fost bun, îl punem sus și avem 20 mari. Și am lăsat cu 20 mari. Foarte important asta cu ne-a dat numărul... Deci, ca să fii complet
treaba, am dat cu 10 bani, să înțelegeți că de la virgulă spre stânga și spre dreapta, am făcut grupe de câte două. Grupa care e ultima aici, eu, dintr-o singură cifră sau din două cifre, și întrebăm, cât fac aproape de cifra asta? Sau de număr, nu spune. Super! Ei, acum să vă spun un lucru. Când eram și eu ca voi în clasa așa. Ce trebuie? A 8-a ești radicală între a 7-a. Deci a 7-a. Da. Când eram în clasa a 7-a, vă mărturisesc că n-am luat nici în toate perioadele așa pe general, n-am luat nicio zonă, numai 10. Nu numai la mai dar toate obiectele. Îi spuneam și copilor mei că așa știu să fac o treabă. Așa se explică de acum, sunt aici și fac aceste lucruri. Deci eu fac totul cu dragoste și cu pasiune ieșită din comun. Și mai fac o prezare. Acolo, în sătucul meu, profesorii au spus, sunt în câțiva în viață, că nu mai întâlnisele până la venirea mea, la întâlnirea cu mine, un copil de talia mea, de felul meu de a munci. În condiții în care, acasă, n-aveam timp niciodată să fac temele. Atenție, vă spun. Aveam o situație ieșită din comun. Nu, ceasta muncile câmpului, nu vă așteaptă. Niciodată nu aveam timp. Dar, când stăteam în clasă, lecția o învățeam pe atunci, din când se vedea. Tocmai pentru că știați că n-aveți timp. Tocmai. Că n-aveam timp. Seara, când ajungeam, când scriam temele, să zicem, la matematică și la română, la o lampă cu petrol. Noaptea. Uneori sticla aceea de lampă se strica, era stricat și atunci cu o lumânare făceam temele. Și nu plângea să iei prea mult, nu? Niciodată. Niciodată. Iar în momentul în care mi-e predat radicalul, extragerea radicalului, am prins din prima, că eram așa de conectat, de fiecare dată nu scăpa nimic. Ea avea filmul cu mine. Deci nu filma, nu se filma lecția, dar eu aveam tot filmul în lecții. Și am fost foarte, foarte, foarte surprins de această comunicare a algoritmului. Adică face așa, face așa și face așa, spuneam, de ce? La fiecare moment, de ce? Eu nu înțelegeam care e motivul, care e substratul. Profesorul meu nu putea să explice, știam asta. Îl ghicisem că nu are o forță extraordinară de tot. El era un profesor de obișnuit cu liceul terminat. Da, nici acum nu se explică, domnul profesor, ce pretenții, cine vă înveți? Profesorul din sat. Să vezi acum ce se întâmplă. Profesorul, omul din mine, acest copil curios tot timpul și întrebându-se de ce, de unde, cum, de ce se întâmplă asta, a rămas cu această întrebare în subconștientul lui de la clasa a 7. Și eram tot timpul frământat, de ce, de ce? Profesorul, iată mai târziu a ajuns, a zis, de ce se întâmplă? Și într-una din zile, aflându-mă la stupină, a fost un moment în care a spus, ia să încerc să fac în fața tablei, eram numai eu cu tabla, era tabla asta în câmp, asta este tabla cu adevărul crud, da? Și am spus, acum să încerc să demonstrez asta. De unde vine toată povestea asta? Deci am sfârșit, nu? Am sfârșit prin a da rateu. Nu m-am prins. Am filmat așa, cu rateu odată. Da, am văzut. M-am uitat. Da. La 56, la 62. De exemplu, 20. La început undeva, da. Dar s-a spus, dar la facultate nu mă explica nimeni? Niciodată. Cum adică? Mi-a predat și profesorul ăla din sat. Nu se explică așa la facultate. Sunt lucruri care sunt depășite, la repede, profesorul acolo fac chestiuni de finețe. Păi ori face, dar... N-au nicio treabă cu asta. Da? Nicio treabă. Deci nu te întreabă cam la ce nivel, nu se leagă lucruri. Fiecare își face un curs sau un profesor de acolo, te și nu stă nimeni de vorbă cu tine. Totuși, algoritmul la... Niciodată. Și nu l-am găsit nicăieri în literatura de specialitate. Oricâte cărți am citit, nicăieri n-am găsit asta.
orice teoremă, orice asta se demonstrează, se ajunge la ea. Sigur că da. Dar nimeni n-a încercat să răspundă la întrebarea asta. Și atunci eu am avut curajul să mă expun și să găsesc algoritmul. Și îl vedeți algoritmul. De ce dublăm? Eram înnebunit. De ce dublăm? De ce nu triplăm? Am răspuns la întrebarea, de ce dublăm? Și am găsit exact explicația. Da. Bucuros fiind în 2013, când am ajuns în America, am stat de vorbă cu genele meu. Ca vă spun, este de o capacitate extraordinară, aproape de genul. Și i-am zis, băi, hai să spun, bă, zic, uite așa, așa m-am străduit, eu n-am reușit acum. S-a uitat un pic și a venit, da, frumos, interesant. Deci n-am apucat să-i deschid gura, să-i explic câte ceva. Și el s-a uitat pe filmuleț din prima anticipat și a zis, da, îmi place, frumoasă ideea. Ăsta e ritmul. Uh-huh. Eu mă depășeam. Asta înseamnă că niciun elev, dar dumneavoastră nu vă întreba că asta de ce dublăm. Nu mă întreba niciodată, în toți anii că fac lucrurile. Nici un olimpic din ăsta i-a scos pe bani. Niciodată. Era algoritmul comunicat. Și ei știau că ăsta e algoritmul. Ăsta e drumul. Așa sunt pașii. Nu, nu mai poate. Ei, acum ce fac eu este tocmai problema asta rezolvată ca la radicale, ca la extrage de cine. Adică mă întreb și comunic, nu algoritmul, ci nu comunic, faci așa, 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 pașii, dacă spun eu, ci de ce facem așa? Deci răspund la întrebarea, de ce facem așa? Corect. Și cum s-a ajuns? Asta e matematica pe care o fac în clipa de față. Corect. Nu toată lumea înțelege că asta e miezul problemei. Pentru că să nu mai înghițim așa lucrurile. Miluna, noi ne mai certăm uneori. Că tu ce formula dați-mă și cu asta, cu asta. Și mă supăr extraordinar. Formula o poți uita. Ai uitat să extrage la exact. Deci am o chestie concretă, extra, uitat-o. Anul trecut nu știe perfect. Nu, da, 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 da. Dar dacă ai fi înțeles, ai avut explicații la de ce dublăm, de ce facem toate acestea, ți-ar fi rămas în minte dublăm pentru chestia aia. Asta e motivul. Nu, nu înghițim nemestecat. Ca și la funcție de trigonometrie. O să mai când o să vinim un pic mai da, mai facem asta mai atent. O să vedem la noțiunea de funcții, trebuie să predau câte. Atunci intră o funcție și sigur, da. Sigur. Da. Hai să mă întorc. O să vedeți. Hai să mă întorc înapoi. Deci, autorul, ăsta ar fi A, radical 31. Și ne-a spus: arătați că acest număr, care știți voi cine este, un număr irațional, știți că este irațional, știți că are infinitate decimale. Găsiți-mi două, arătați că este cuprinsă de două numere consecutive. După ce am înțeles că ce înseamnă radical de 31, l-am băgat pe 31 între 25 și 36, da. Între două pătrate perfecte, adică 5 la a doua și 6 la a doua, și extraordinar, adică l-am găsit între 5 și 6. Exact, ca am răspuns la întrebare. Corect. Găsiți două decimale, am găsit trei chiar. Am găsit chiar trei. Și acum, să scriem cel mai mic număr, scrieți cel mai mic număr întreg. Exact. Din mulțimea A, egal cu tot. Și cum place chestia asta? Deci mă distrage atenția. Și este lipsă de respect. Azi ce spun pe cea dreaptă. Scrieți cel mai mic număr întreg, din mulțimea A mare, egal cu tot X și din el. Cu proprietatea. Modul din X mai mic egal decât A. Din E sau din Z? Din E. Deci scris cel mai mic număr din Z. Cel mai mic număr întreg. Din Z. Pentru că să întâmplă chestia asta. Vreau... Minus egal 3? Deci nu dau răspunsul de data. Scrii modul din X mai mic egal. Ca. Deci modul din X mai mic egal decât A-ul pe care l-am găsit noi. A, e radical din 31. Așa, radical din 31. Bun. Și traducem acum. Ce înseamnă asta cu bine? Ce înseamnă? Că X pare să fie de la minus 31. X cuprins între... Minus 31 închis. Deci faptul că e mai mic egal înseamnă că e cuprins între minus radical din 31 și respectiv radical din 31.
Da? Ei, ziceți-mi, cui aparține X-ul de aici? Vedeți că X aparține. X... minus radical din 31 la radical din 31. Închis. Și de aici noi trebuie să găsim cel mai mic întreg de aici, din intervalul ăsta. Numărul întreg. Minus 5. Cât a făcut? Deci X aparține de la aproximativ minus 5. 56. Până la 5,56. Da? Tot aproximativ. Așa. Și atunci e mai mic număr întreg. Care este? Numărul întreg e 5 la minus 5. Minus 5. Dar am vrut să punctăm ca să fie corect. La... Pentru că aici întregi ar fi minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, și până 0, la 5, 1, 2, până la 5. Și din când a zis cel mai mic între minus 5. Minus 5. Așa și scrie, cel deci, mai mic. Da. Cum scrie, domnul Dumnezeu? Așa cum i-a zis altul, cel mai mic număr între X din Z. Care aparține intervalului ăsta. De aceea, din da. Care aparține X, care aparține de la aveam sus, domnul profesor. Minus radical din 31, ca să fie clar, până la radical 31, ca să fie clar. În zonul ieșiților, da? Să pot închide intervalul. Închideți cu acolada pe trasă. Da, da. E egal cu? Cel mai mic. E egal cu minus 5. X egal cu minus 5. Deci cel mai mic X de acolo este minus 5. Punctul ce am făcut? Punctul de acum. Arătați că minus 2 a mai mic decât... Înmulțim cu minus 1. Să scăpăm din minus. Este păi minus, arătați că minus 2 a mai mic decât... Minus 11. Facem așa. Minus 2 ori radical din 31. Corect. Minus 11. Minus 11. Păi 2 l-am calculat, uitați. E aproximativ 5,56. Să aruncăm sub radical și pe 2 la 31 și pe 11 la 121. Cum deci, vrei? Așa trebuie. Așa trebuie? Da, da. Aha. Ca să fie riguros. Aha. Deci băgăm deci, sub radical. Deci echivalent. Cu cine zici, da? Minus radical din 31 la 4. Minus radical din 4 la 31, 4 la 4, 4 la 12. Da. Mai mic decât? Mai mic decât minus radical din 121. Minus radical din 121. Și de urat. Radical din 121. Adică de ce este adevărat? Radical din 121 e mai aproape decât 0. Radical din 121 e mai aproape decât 0. Sau alte rate ca să fii și mai convins. Mulțumim minus 1 este inegalitatea. Și a devine radical. Dispare minus 1. Da, minus 24. Radical din 124. Mai mare. Decât radical din 121. E adevărat. Renunțăm radical 124, mai mare de 121. Da. Așa trebuie făcut. Deci, dacă diferența e undeva la 1,2 de ori, poziția 50, ce știu eu. Aha. Ca aici s-a întâmplat să fie ușor. Aici, da. Dar poți să fie atât de finuțe numerele, încât să, diferența se facă pe 10 bani, pe o poziție înainte. Da, și atunci te duci așa. Așa trebuie. Corect. Ce mai avem? E. Găsim mulțimea B, cu tot X și nimic, din Q. Deci la punctul B, la punctul E, avem de găsit tot X și din Q. Da, cu proprietatea. Cu proprietatea că... Modul din 4X minus 1. Plec de la proprietate. Da. Modul din 4X minus 1. Egal cu A pătrat. Scriem cu radical din 31 la pătrat. Radical din 31 la pătrat. Cum lucrăm pe asta? Echivalent. Așa, da. 4. Modul din 4x. X minus 1. Egal cu 31. Nu trebuie să modul? Nu. De ce? Momentan nu. Dar care e motivul? Momentan nu. Că radical din 31 la pătrat, 31. Fiindcă 31 e pozitiv, n-are rost să pun modul, da? 31. Scriu, dar eu l-am pus. Pe timpul. Dacă ar fost radical,
din minus 31 la pătrat. Minus 31 la pătrat. Așa, da, dacă era la pătrat radical, nu? Da. Chiar dacă nu este totul, eu înțeleg că ne ridică ceva la un radical, o putere din partea subradicală acea putere. Și de aceea există riscul să te duci cu minus aici, tu are rost radicalul că la pătrat face pozitiv, da. Dar când ești, dacă ești în modul, ai stricat, ești. Corect. Ăsta e motivul pentru care trebuie făcut. Bun. Da, aici e plus, domnule. Da. Aici e pozitiv și nu am treabă. Da. Echivalent. Cu azi, ce ziceți copii repede? Ce găbești? Tu. 4x minus 1 egal cu 31 și 4x minus 1 egal cu 31. Deci 4x minus 1 egal cu 31 și 4x minus 1 egal cu minus 31. Da. Adică de aici înseamnă 4x. 4x egal cu 32, x egal cu 8. 4x egal cu minus 30. Minus 31 plus 1, minus 30. Minus 30. Și 34 prin 2, 15 pe 2. Minus 15 pe 2. Da. Și vrea tot X și din el, din Q. Pe 2. Și pe 2 și din Q. Cât e nevoie și pe 2? Uite, sunt fracții, o vrem X și din Q. Minus 15 pe 2. E bun, nu? Da. E bun, dar 8-ul? Vezi că e încă 16 pe 2. 8-ul nu e bun. De ce nu e bun, mă? Nu poți să zic că 8 pe 1 e. 8 pe 1. Nu e bine? Sau 16 pe 2. Nu e bun și 8-ul. Numele 3 sunt fracționare. Deci numele 3, știi că am zis așa. Numele naturale este inclus în Z. Z-ul inclus în Q. Păi dacă am un Z, un număr de Q, și din Q. Pentru că poți să zic că 8 pe 1 ca 16 pe 2 pe 8. Deci la răspunsul de aici, asta este egal cu mulțimea formată din 8 și respectiv minus 15 pe 2. Foarte frumos este aici. Asta mi-a plăcut. Am învățat o groază de chestii. Hai să le vedem. Să vedem cu cine alegem. Să vedem cu ce lucruri rămâne. Important a fost să înțelegem ce înseamnă mulțimea numărul naturale între ei și mai departe. Raționale, iraționale. Deci am avut aici multe lucruri interesante. Radical de 31 este un număr irațional. Da? De asemenea, a trebuit să-l plasăm între două numere naturale consecutive. A trebuit să-i extragem radicalul. Da? Să-i extragem radicalul dintr-un număr zecimal. Din radical de 31 cu două zecimale, v-am arătat algoritmul, v-am arătat aici ce anume facem când am un număr zecimal, cu stagi radical. Da, asta cel puțin mi s-a părut, ei nu mai știau nici radical din 31, apoi... Sigur că da, de ce am simțit nevoia asta? Da, dar ce simți pe rând, a spus domnul profesor. Da, pentru că profesorul din mine, atât timp cât dați dovadă de foarte multă atenție, mă stimulați ca să pot dezvolta. Da. Să pot să mă duc pe eu vă mulțumesc maxim. Deși nu mai trebuie. Mie, da. La concursul, la... Da. Se dați acest lucru. Tot așa, de bine vă spun, când apare un moment de neatenție, și am mai spus. Da, da, da. Îți stabilesc contactul acela cu fiecare în parte. Și chiar dacă timp la mine știuță în gol, mă deranjează teribil. Asta făcea cu tot 36 în clasă care erau. Da. Să știți că de-aia nu vreau ce la școala. Mai o fi bine așa profesorului, dar așa voastră. Da. Aveți partea aceea de vina voastră, că lipsa de atenție. Iată ce mare lucru face profesorul. Mai prin filmul acesta. Că dacă la clasă îți fuge mintea și mai te gândești, mai tragi pe colegul tău de mânică, mai nu știu ce, mai nu știu cum, și nu ești mulțumită că tu ești neatentă, mai distragi atenția și celuilalt. Deci face un dublu deserviciu, să zicem așa. Numai că acum, având filmul în ții, prin chestia asta, ai șansa ca să vezi filmul și să-ți acoperi golul ăsta. Corect. Deci eu ce fac acum este adevărat revoluție, tehnologia didactică, știința asta, învățat ceva. În afară de darul care mi-a stat Dumnezeu acela de a mă strădui să mă fac înțeles că se poate de bine, în afară de asta, dar făcând-o direct în fața camerei, filmul rămâne și este superb. Nu poți vedea.
Numai că voi nu vedeți niciun film, nu vă interesează. Nu mai au timp, domnul. Mă tratați exact ca pe cel cu care faci meditația. Deci priviți ora pur și simplu ca o meditație. Ca la clasă, iar la clasă se întâmplă să nu aveți continuitate în atenție și atunci iată că sunt și culori. Puteți reface, eu o spun tot timpul, puteți reface și puteți acoperi golurile cele din timpul lecției, urmărind filmul. Am reușit să o vorbim pe Ștefania, fetița, care face de fiecare dată chestia asta, nu chem? Pentru următorul motiv. Deci mă relaxez, mă simt extraordinar de bine că am o discuție cu ea, aș vrea să vedeți filmele acele care fac, atât de degajate și de, cum spun, neconvenționale. Practic, aproape nu există relație cu profesorul elev. Da, pentru că la noastră, una, înțelege, toată atenția e pe ea, ea cu dumneavoastră cu ea, e singură, nu mai vorbește nimeni altcineva, toată atenția e pe ea, ea e fascinată, înțelege de la dumneavoastră. Și atunci e normal să aibă reacția asta. De ce la clasă când se întâmplă asta? Pentru că ea acolo nu înțelege. Da. Nu este luată în calcul. Ca și idei, nu? Nu ați ascultat orice idei de ei. O stimulați și să-i spuneți, bravo, excelent, ce fain, uite, de aici putem să compunem. Îi dezvoltați partea creativă, da? Vedeți, o ridicați, o duceți, o îi dați aripi. Știți, la orice copil se întâmplă asta dacă îi se dau aripi. În general. Da. Știți? De acord cu asta. Dar tot atât de frumos este. Eu am și lecții făcute cu toate clasa. Mă duceți la lecția 124 și 125. A, de la școala aceea care ați zis. Exact. Așa, da. Vedeți cum am reacții în plenul clasei la cei 30. Exact, pentru că nu mă ascultau. Pentru că erau cu atenția la dumneavoastră. Pentru că pentru prima dată acolo mă întâlneam cu ei. Și le-a plăcut. Și le-am captat complet atenția. Cu un exemplu fiecare. Aveți stilul ăsta al dumneavoastră care vă faceți înțeles, ei înțeleg și sunt atent, domnul. I-am observat asta în zilele noastre, se mai întâmplă la 2% din profesori, fără să jignesc pe nimeni, când reușesc la clasă să capteze atenția tuturor și îi merg la acel obiect. Și în rest? Păi asta e tot secretul pedagogic. Nu-i lasă pe domnul. Deci, când am spus lui Mario, și vedeți filmul, că acolo cele două numere 7 și cu 9 stau de vorbă și spune, care e mai mare între noi? Eu ce urmări am aici? Să stabilesc dacă el sau cei care vor privi știu că 9 și cu 8, 9 e mai mare. Și atunci 9 care e mai mare spune, băi, dă mie, mă, că dai puțin. Nu? Toată această conversație, toată această discuție creează altfel. Nu e nu puteați fi neatentă în perioada asta. Sigur că da. Da? Da? Deci puse lucruri interesante pentru vârsta lor, sub formă de poveste. Exact, și motiv înțelesul lui. Da? Și uitați copilul cum zboară și prinde aripi, e creativ, nu? Vedeți, a fost cât încredere în el și mântru. Are două profesori nevoie din mine. Păi vin! Cum adică? Are vin? Vin! Sau când a dat răspunsul, m-am bucurat ca un copil. Da. Când am văzut pe el cât de sigur este și cât de atent este, da. M-am dus și am bătut palma cu el. Și ce frumos vorbea și ce liber și cum era rodul gândirii, mă dădeam la plesneală cum fac... Deci după ce analiza atent, venea cu răspuns. Și-o venit și am zis, m-a văzut el când m-au adunat 10, le-a dat 10, știi? Și 10, au zis că e 100 și când am adunat sutele cu sutele, el nu mai zis 600 plus 100. Că așa era scris pe tabel, au zis 600 plus cele 10. Da. Știți? Da, el știa că 10 a numărat. Da. Și cele 10? Da. Deci da. Mi-a spus că el mai știa că ceva aici. Exact, domnul profesor, cum s-a chiar chestia asta, el iar s-a umflat. Asta vreau să vă atrag atenția că făcând așa, matematica arată normal. Da, arată altfel decât se întâmplă în școala. Eu cred că sunt exemplu viu, ca la 44 de ani, cu bucurie, mi-aduc aminte tot ce am învățat și eu în școală. Așa învățam eu pe timpul, da. Profesorii așa erau. Într-un comentariu, cineva ți atrage atenția, nu știu, cred că anul trecut sau cu 22 ani, când vorbești și intervii în timpul lecției. Așa, ai face mai bine să nu insisti prea mult. La care răspunde acela în comentariu. Este cel mai bun exemplu de ce înseamnă un părinte interesat. Corect.
care participă și el ca și elev. Exact. Și doresc bucuria deci, aia mai tare da, ei. Da, asta da. Răspunde. Doamna face acest lucru cu atâta drag, exact în calitate de elev. Exact. În momentul acela. Da, poate da. Știți cum e. Unii, nu, da. Da. Viteza pe care o manifesti trăind din plin momentul acela. Ei, asta da. Și nu ne asta trebuie să o facă exact. Și ei. Tu faci un lucru, comunici, le transmis da. Tuturor cum ar trebui să gândească și cum ar trebui să se bucure când trebuie dau de lecție la exact. La revedere, dragilor. Ăsta, sinteză, domn profesor. Da. N-am făcut la nicio oră, să știți. Nici la a cincea, nici la Mario, nici la... O, dar m-am dus și o să ce da, asta am zis. Da, că e și tată, dar tu nu știi că n-am timp. Văd filmele tare. Da, dar dacă îi spuneți la telefon, poate am făcut puteri la a cincea. Cum are ați văzut la tuturile aici? El vede, o să văd ce fac acolo. Scriu un titlu mai mult, vă da. Răspund. Hai să vedem la... Am făcut geometrie. La geometrie. Și am făcut dreptul paralel. Dreptul paralel cu plan. Deci, dreaptă... Paralelul cu plan. Dreaptă paralelă cu plan. Iar vorbim din altă explicația perpendiculară pe plan. Apoi, dreaptă perpendiculară. Perpendiculară pe plan. Am făcut două, trei probleme, nu? Da, am făcut trei probleme. Au fost cu, și cu piramide, parcă, da? Piramide. Prismă. Prismă, da. Piramide, prismă și ce mai pot? Piramide, prismă și voi zic de a treia. Deci eu pot urma cu cele patru cumpine coplanare. Și mijloacele segmentelor, linii mijlocie, foarte mult, linie, mijlocie, mijlocie, apoi... paralelism, nu știu ce să zic. Da. Mediane. Am vorbit de mediane. Mediană, da. Mediană. Toată problema asta. Coplanaritate. Da, am făcut perimetru, am stabilit natura, da. Coplanaritate. Cam asta am făcut. Da. Și la algebră. La algebră am făcut... am făcut o... Unde ce am făcut? Am făcut... Se numește direcția. Se numește intervale în el definiție reprezentare de astea. Hai să spunem, vorbim de intervale. Intervale. Rădăcina pătrată. Da. Rădăcina pătrată. Pătrată. Da. Algoritm. Algoritm. Moduli. Așa. Module, exercitarea modulului. Module, exercitarea modulului. Modulului. Am scris. Rădăcina pătrată, extragerea rădăcini pătrate. Am spus de gemarele, la... Cum anume... Știți că am... Mulțim de numere, am da. Vorbit de Q, de Z, da? Da, da, da. Numerii raționale. Mulțim de numere. Și trebuie să avem societatea. M inclus în Z, inclus în Q, inclus în S. Asta, inclus în Z, inclus în Q, inclus în I. În I. I raționale, în I. Și Q și Z. Da. Da. I care înseamnă... egal cu Q reunit cu I. Cam astea așa se lăsăm. O să... La revedere! La revedere! O seară plăcută, nu uitați like și share! Hai, dar asta este așa. Hai, hai, bac! Zi final! La revedere, vă mulțumim că ați numai pe propunat și vă dorim o seară plăcută, dar poate nu are. Nu uitați de la share! Da, mă, dar asta e exact și la altă am ce face. La revedere! La revedere!